Salutare dragi gameri, bine ați venit pe GameTV.ro, respectiv pe Minecraft România. Astăzi cu primul video din seria tutorialul despre minerit. Ok, cu ce începeți? Mai întâi vă voi prezenta itemele pe care trebuie să le aveți la voi neapărat. Dacă aveți deja diamant, eu vă recomand să aveți o lopată, un târnăcop de la voi, cel puțin, sau cel mult 3. Doar acestea se distrug greu. Eu am luat și diamant după mine în caz că ne trebuie. Dacă n-aveți diamant, vă recomand să luați minim 3 târnăcoape, respectiv minim 2 lopezi de fier. Puteți să luați și de piatră, dar nu o să vă fie foarte folositoare. Lemn este iarăși important, este foarte important să luați la voi. Nu știu ce luăm cărbune, că o să găsim în subteran, 100% sigur. Așa. Bun, o să sfatul meu este să căutați deja o gaură în pământ. Dacă este deja un sistem de peșteri, cu atât mai bine. Uitați, acesta este sau nu, se blochează aici. În mod normal nu aș continua, dar o să continui. Să mai puțin, o să scad foarte mult muzica, dar ce mă interesează să audă apă. Un alt lucru foarte important este să ascultați după apă. Unde este apă sub pământ trebuie să fie și o peșteră. Așa, vă spun să faceți gaură în pământ. În primul rând, lăsați decât, nu faceți mai multe decât una, decât o singură linie, și spargeți în față 3 bucăți. Deci 1, 2, 3, vă duceți în jos. 1, 2, 3, vă duceți în jos. Și puneți torți. N-am pus din greșeală piatră. Am apăsat click prost. Puneți torțe. Și vă duceți în jos. Sau puteți să lăsați decât câte anul tot 3. Așa mi s-a părut că am spart 2. Doar. Ok. Să sperăm că o să dăm de o peșteră. Dacă nu, o să încercăm în altă parte. Vreau să vă spun că din câte am observat, uitați, am dat de aici am spart prost, trebuie să repar repede. Gata, am reparat greșeala. Dacă am dat de fier, înseamnă că trebuie să fie pe aproape și un sistem de peșteri. N-am auzit deloc apă. Sunt foarte departe de locul unde minez de obicei. Uitați din nou, să îmi spar prost. Diamantul ăsta se mișcă prea repede. Deci n-apoc să-l îndrept. Așa, am dat de ceva foarte important, și anume pământ. Dacă este pământ, înseamnă că pe undeva pe aici ar trebui să fie o gaură. Deși s-ar putea să mă înșel și să dau un cărun de lavă. Ceea ce nu vreau să port lava. Dar opa, gata. Am ajuns undeva. Ok. Vreau să vă spun. Sfatul meu este, în momentul în care nu vreți să vă pierdeți și să riscați să nu mai ajungeți la suprafață, mie mi s-a întâmplat, sfatul meu este să lăsați aici un fel de semn, să se vadă clar că este o ieșire pe aici. Deși eu niciodată nu m-am mai întors. Deci vreau să vă spun că pe unde am intrat, adică pe acolo, s-ar putea să nu mai ajungem în acea zonă niciodată după această expediție. Ok, în principiu nu trebuie să mergeți în sus, trebuie să mergeți decât în jos. Acum depinde cât de jos vă aflați. Așa, ne aflăm într-o mină interesantă. Momentan nicio resursă notabilă, chiar nimic. Se aude apă în dreapta. Deci pe aici, dacă nu găsesc nimic pe aici, va trebui să sap. Dacă nu găsesc ceva în această, pe
peștera. Ok. Să o explorăm. Să o explorăm cu atenție, nu ne grăbim nicăieri. Mă limitează timpul de pe YouTube, așa că va trebui să mă grăbesc, deși s-ar putea să o pun pe un streaming propriu să nu mai mă complic. Da, în principiu pe aici n-ar trebui să mai găsim nimic. Da, și nici n-am găsit. Ok, hai să coborăm. Sper să mai găsesc loc undeva, am zis că se aude apă și o să-l găsesc 100%. Sigur. Parcă aici trebuie să-i... Hai să ascultăm, da, încoace este apă. Ia auziți-o. Ok, da. Gata, am și dat de ea. Ok, bun. În principiu, eu o să o acopăr această zonă. Iarăși, trebuie să știți pe unde ați venit, așa că o să îngrădesc scara. În cazul în care o să fie o expediție, da, după cum vedeți, este o zonă în care nu prea avem ce să facem. S-ar putea să-mi fi ales prost peștera, nu contează. Continuăm să săpăm, cu speranța că vom găsi ceva. Tot în jos e important să mergem. Deci, nu știu dacă v-am zis, în cazul meu, în aceste expediții, raportul de reușit a fost de 1 la 3. Un raport slăbuț, zic eu. Adică, într-una din 3 am dat de lavă. Gata, suntem foarte jos acum. Nu știu de cât timp filmez, așa că încoace se aude apă, deci voi marca locul. Am dat de redstone. Foarte important. Spar și aici, deoarece de obicei odată am găsit într-un colț aici diamant. Avem foarte mult... uitați, aici asta auzeam noi. O, îți duce într-o peșteră în jos. Uitați, și în sus putem să mergem pe aici. Perfect. O să avem foarte mult de explorat. Așa, voi decât era să pic în lavă, ceea ce a fost un dezastru. Da, deja mi-am terminat torțele, dar nicio problemă mai am. Am și lemn la mine, nu? Pentru asta v-am pus să vă luați lemn. S-ar putea... Am dat de aur. Aur, 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 nimic important decât aur. Și aurul nu este un... acest joc nu este o piatră foarte importantă. Ok. Și aici vom încheia prima parte a tutorialului. După cum vedeți, n-am găsit nicio prezență notabilă, nici un minerou important, dar mai avem mult de explorat. Până data viitoare, vă urez la revedere!